Salut, sunt Claus. Azi începem cu începutul și vă invit să urmăriți în continuare un mic clip. N-am vrut să-l fac, dar ai și multe lucruri interesante și vreau să vi le împărtășesc și vouă. O ieșire repetim de iarnă, cu gătit, cu camp, cu tot ce trebuie. Dacă sunteți interesați, țineți aproape. Nu vă spun să vă abonați, fiindcă asta e cam unul din ultimele clipuri. Dar dacă sunteți interesați de ceva, căutați. Căutați pe canal și sigur veți găsi cam tot ce vă interesează. Țineți aproape și vedem ce o să iasă. Vrei să mergi întâi cu tape-ul first, ca să după aia jupai cu oaia peste, ca să ajute să nu se mișcă așa când le iei. Ca e ață, nu-i ca acum. N-ai văzut cavaleria cu mâncarte în spate? Uite, iar am găsit gunoi. Las că-l luăm. A, știu acum, știu, na. Uite, două am găsit. Și la numai a tale. Nu te comentez până numai... Mă las jos ca pe curva aia de la col, de la centură. El filmează, auzi. Zice lumea că mai merge și la centură. Că știm ce e pe acolo. Noi suntem la pădure, noi nu merem la centuri. Dă-i, dă-i. Da, vezi că ți-arzi. Ne explici și nouă ce faci acolo? Încercăm să facem un gulaș aici. Bănățan, nu unguresc. Că suntem la banan, nu? Deși cam seamănă. Ideea că avem aici o grămadă de asta, cea unui amic. Dar pentru trei persoane aici. Și cartofii ți intră? Cartofii cred că îi punem în... În al doilea cea 1. La băiatul ăsta l-am bănățat de la Arad. Aici care freacă cea 1 pregătește. Ia. Acum nu știu cum să zic, dar având în vedere că e vale economic, nu știu dacă ne ajunge atâta mâncare. Aici se leagă de bănățenii de la Lugoj. Uită-mă, arădenii ăștia, mă. Zici că da foamea în Lugoj, mă. Da, asta e. Acum ce să faci? E dar nostru și el. Trebuie să-l hrănim, că altfel... Păi vezi că mai e un lugojan acolo care cu... Lingura în mână acum, el e și mai important, ia cazanul și fuge, cea unu. Bun,
Lăsăm să scadă acum o sără. You got her? Nice. Mas com meco? Você vai de plumão, né? Eu não mando de deixar um slavuto. Da, não mando aí nisso. Voi, doi. Aí, Ute? Não é bom. My God. Cred că iau leftover acasă, unde mai dau și cu unul. Vai ce bun e. Fac la american de asta, că se poate face la spune. Ne îmbunesc cu culegime la roată. Pe la asta nu prea m-am gândit. Eu fac în stilul ăsta, dar nu așa. Gata așa de postul de azi. Noroc. Hai sănătate. Ia uite ce fierbe acolo, ce unul nostru. Bărățarii nu lasă cea unul, lângă el e aici așa. Mai berea n-a de. E silbă, bă, este bună. Torța noastră s-o ideze și-a făcut treaba, dar am trecut deja pe... Pe grin. Pe grin. Salutări, domnilor. Și așteptăm să-și facă și ea de posturile, să le punem. Gulașul nostru e gata. Campul meu e gata. Deci am eu aici. Și? Am eu aici. Dar să-l termin pe noi, că nu l-am terminat încă. În început de lavu, aproape gata. Și a început să se lase și seara. Focul nostru cam slab aici. Până acum. Că nu merge cum vreau ea. E prea mic. Ce anume vrei să faci? Ce bagi? Asta. Ah. Așa, frate, să se vadă de aproape cum. Să umple gamelosul. Aia nu se poate plăta. Aia să-l punem la foc. Așa, un pic de vin, de vin fiert, ca la băjeț. Lângă berea mea rece. Lângă berea ta rece. Și telefonul ca să le pice bine la sufletel. Da,
Așa, domnule. Ce? Exact cum trebuie. Ia, hai să vedem ce e aici. Așa, domnule. Frumos, hai să focalizăm pe strachină, că obiectul principal e strachina și ce se întâmplă aici, nu? Cine pune? Ai, ai. Simțiți mirosul, fraților? Aha, poftă mare. Adică mea la mea. Ia, dar ce care vrei din astea două? Care e mai mare, îți dai seama. Care e mai mare? Al dracu, cu cum mâna e greblă să făcu, cum a pus mâna pe ea. Care e mai mare? Îți la fel, mă. Și nu ar fost folosite niciodată, poate mi le afum și pe astea. Să vezi atunci fugă reală de vaică mare. Asta e mai mare. Sau asta cu mânerii mai mult, tot de ținut. Hai, termină cu prostiile. Oc mare, mă. La banat. Nu, nu, mâncam bine. Îți pregătesc. Eu n-am. Sistemul. Da, eu am asta. Cu ce mănânci? Furculiță sau, cu, sau lingură? Ce îți dau să mănânci? Give me this. Așa. Thank you. Zic ăștia că n-am nimic ca eu aici. Tu așa mă tratezi. Eu îmi lene să le spăl. Și tu filmează că te-o pun la arta la lume că eu mănânc ca flămânzâlă. Frate! Aici așa. Saf. Fine. Dar vezi, zici că ai fost în armată. Tu nu știi că în armată trebuie să-i dă pe fund, frate, cu saftul, nu cu zama. Lasă zama. Face zama că eu pun pită în ea. Mâncați voi zama. Mâncăm noi saftul, că la unitate... Când dădea fasole, băgam acolo ce era mai greu pentru băieți. Ai noroc. Ai noroc. Și nu? Mai iese țuică. Nu mă porc și mâncă fără să bei ceva înainte. Este. Chiar okay. Puțin aici la noi, eu în partea asta. Noroc și mulțumim de masă. Doamne ajută. Doamne ajută. De aici. Facem schimb. Nu bine, bine. A, de aici să facem schimb. De... ce bun e. Nu mai simt că arde. Ai, ai. Perfect. Bun, omule. Tu filmează când ai mâncat. Tu voi mâncați. Bă, frate, stai să mă trag mai în spate, să vă prind pe amândoi, așa. Nu pe trebuie asta. Bă, frate, nu te da la gamela mea, că... Ce bun, omule. Thank you. Deci, orice, dar până la gamelă. Te rog frumos. Am cu lingura. Lingurița. Doi scup de ăștia și s-a dus. Vai, ce bun ai. Adă tu glaja încoace, jucăria încoace, că nu se poate cu tine. Nu se poate. Hai cât acum. Uitați-o ce e frumos. Ah, mai am api. Camele, dă-mi și mie camele. Ia, dă-ți. Vrei să iau? Iau. Dar tu le spăli. Acum la rău, a? Acum la rău. Mi-a sol că e înghețat așa. Hai, gamela e în rău, am lăsat-o acolo. Păi dimineața nu-i mai acolo. Farfuria aia a ta era? Am văzut o farfurie acolo. Dar cui crezi că era? Dar ai lăsat-o de când am dat dimineață? Azi dimineață, de să moaie mizeria. Masă. Se spală singura, mă așteptat să vină vreo inundație, flată. Vine vreun curs, le lingă o țară. Nu spăla cea unul, dar zici, nu știe cine și-o fiu. Na, ia-ți așa pe ambidextru. Pentru că schimbătorul de automate a noi. Da, păi tu stai mai bine, uite. Bă, stai mai bine ca mine, dă-mi mai bine. Băi, ce mă fraierit, iară, mă, nu știu cum face, dar tot picioare cade. Nu știu, ne-am cu Nadia cu mâneci. Deci, bun mai bine ca mine stai. Și nici nu trage le... Înghețat. Asta înghețat. Gheață instant. Uite. Deci că ai ice cream de la chinez, nu chinezesc, de la italian. Iau toate lucrurile și mă duc la foc acolo, pe izmene. Uite ce mi-au aici cu mine. Benzina de avion. Eu n-am carnet. Americanii nu pot să conducă România. Că nu se pricep. Dar ce repede a înghețat apa, tu ai văzut? Păi da cum? Gelantino s-a făcut. Ai fric bine, mă. Aici e mult mai rece decât sus. Da. Nu bate vântul sus, nu bătea nimic, așa frumos, da. Era numai tu și fantomele. Uite, sus a fost ok, aici trebuie să pun berea la foc să se o desgheț, bă, las-o dracului. Nu mai zic, dragii mei, fac te arde! Pune mâna pe ei, nu pun! E
Ne-am băgat la culcare. De frig e frig. Se vede. Dar să sperăm că o să-și facă treaba și sacul de dormit. O să-și facă treaba și izoprenul. Așa că vă las. Până dimineață, pace, iubire și Doamne ajută. Ne vedem dimineața. Salut! E adevărată ceremonie acum să mă dau jos de aici, fiindcă trebuie să merg la toaletă. Dacă vedeți, destul de rece și destul de complicat să urci înapoi în hamac. Tot cu sac de dormit, dar asta e, am încotro. S-a auzit un zgomot ciudat, cred că a picat un copac. Destul de rece afară. După cum vedeți, s-a făcut condensul și putem desena aici. Dar tot rău spre bine, fiindcă sacul a făcut bateria perfect. Lanterna de la Olight și-a făcut datoria perfect. Totul e super. Vă las și ne întâlnim dimineața. Haideți să vă arăt cam ce am avut la noi și unde mi-am petrecut noaptea. Hamacul, prelata, sacul de dormit de la Husky, extrem minus 24 de grade. Salteaua altă gomoflabilă și ultimul timp prelata. Cortul la voi își face treaba. E plin de chiceră din asta. A fost un fric de... I'm alive! I'm alive! Că au crăpat pietrele. De fapt, n-au crăpat pietrele. Au crăpat copacii. M-am trezit de vreo 2-3 ori. La zgomot. La zgomot unor copaci care au căzut. Și dacă nu mă credeți că a fost rece, ia uitați. Apa înghețată bognă și asta la fel. Ia uitați cum iese ursul din burlog. E înghețat aici. Da, afară e rece. E
fața nașului. Ia uite aici. Bună dimineața. Deschide una aici sus. Asta îți trage. Partea lantă. Uite aici ce camp. Ce fac cu domnul Vali. Bună dimineața. Bun venit în casa mea. Uite aici ce faine. Cu supra-sa, cu tot. Asta e o prelată de asta, de românească de port. Poți pe la grânceri. Și aici am bivisacul. Și asta e sitia. Dar mai primul nivel de sac l-am, nu l-am șpaldură. Dar nu-i rău. Băgat în bivisac, am încat asta peste. Condens ceva? Condens, ia uite, înghețat tot în spatele meu. E gheață. E gheață, gheață. Dar e bine să, lăsă, să nu atinge, să nu se crape. Nu fac ceva de rămâne. No. Mie mi s-a pus pe sac, aici la gură mi s-a făcut condens unde am respirat. Da, pe aia mă uite problema seara că eu m-am pus prelata asta românească peste cap. Și asta nu respiră ca cortexul. Cortex poți să dormi în sac și să nu udă-s așa rău. Dar dacă dormi cu asta peste, ești gata. Deci condensul nu respiră asta românească. Dar dacă ai un sac bun, uite, nu intru, nu intru, știi? Dar uite aici cât aud, dar nu mult, te numai dungă asta. Na. În comparație cu noaptea trecută, știi? Dar nu-i rău, deci mă iau o să zic confortabil. Din fericire, avem arzătorul, care își face foarte bine treaba. Așa că putem să ne bucurăm de o cafea fierbinte. Totul ce am lăsat pe masă e înghețat. Dar în momentul în care ai echipamentul adecvat, totul devine mai ușor. Acum te duci înapoi cu el? Da, a zis asta, bă, zice, ori zice, obdinit, zice, nu știu de ce, zice, firul l-a descărcat. Arul lemne. Îți dau amnarul să l-a prins? Amnarul? Avem, vin, aici, sunt acolo. Păi nu, dar așa direct. Direct acolo. Direct, păi dacă nu frec la asta piesă, aici amnarul. Un pinelu, ai băiat. Dar avem pastile de alea de la Roșia aici, băgăm alea pe foc. Mama Roșia nu ne lasă. Băgăm de alea, că dacă... Prins-o doar. Să vadă băieții cum ăsta. Hai că-ți mai adevezi, este în mașină acolo. Aduce, nu-i acum ala. Facem aia, să frică. Dar merge. Și o să ieftin, nu știu ce, dar... Îl țin de rezervă, că mai am un nou pinel. Băgat aici. De asta merge la trusă de la pistol. De la aia de pistol. A mea e nouă. Asta e încărcător de pământ, asta e camuflajul ăla de deșert. De la British Osprey. Osprey, o something like that. E bushcraft aici, eu. Țăran așa de munce. Stai lemne verde cu... Din buchine. Din buchine, așa de pe drumul cu... Veșinul tău de la trei case ne-a jucat amândoi în... aia cu nisip la grăgeniță. La Timi sigur ne-am... Ne-am gel... dat tâlnit. Apă unul la altul. Am cam dărâmat lama, cam descentrată, cam strâmbă, cam lovită. Că și tăiatul se vede că e mai strâmb, știi? Mâna ta e chibașă. Și mâna, da, uite și lama, de vezi verfă cu mâini. E bun, că dacă era la chinezesc, era ruptă deja. Da. Nu știu cum am îndoit-o, dar am îndoit. Nu chinezesc, japonez. De ce e bun Bahco față de
celelalte. A fost cât a strâmb? S-a mai îndreptat, vezi, uite. Ia. Ca altele ar fi, lama s-ar fi dus, dar s-ar fi, ori se rupea în două, ori nu se mai, nu le revenea. Dar uite că și-o revenit. Ce a lor, e a lor, bune bacă. Și dai seama că poți și să le ascunzi dacă ai o pielă cum trebuie și dacă știi ce faci. Și ele se și schimbă de aici. Uite, asta îmi place mie la bacă. Încuietoarea. Da, și nu mai e. Deci asta la mine e aur. Asta e cel mai, cel mai bun. Plus e ergonomic, să-l ții în mână, e foarte fain. În comparație cu Silco, no way. Dacă îmi dai Silco gratis, să-ți iau, dar altfel nu. Nu. În mână nu se simte, nu se simte bine. La mâna mea nu îl simt bine. Ca orice om, nu? Ca orice. Dar să par și un video că sunt supervisor. Zic că nu-i bine cum faci. Da, nu-i bine. Ia un lemn și bate în tau. Ce faci ca la România? Păi și tu, frate, asta e bai Marius și Ram. Sculă ca lumea, făcută. Merge. Lucrez frumos cu ea. Ce material are lama? Foaie dark. Foaie dark, dark, călit, frumos. Foarte. Foarte bună pentru lucruri finuțe. Lucrez frumos cu ea, tai. Tu ți-ai pus pielea? E perfectă. Da, eu mi-am pus pielea. E superbă. Mersi, Marius, pentru sculă ca lumea. Oamenii mai stau. Eu deja am început să-mi strâng. Aici ai ca la Oșco. Dar asta, da. De ce vrei să vă cumpăr? Oh, uite, m-am uitat. Uite, croissant-ul de... Ai văzut cine robea azi? Unde era cârpița? Ia aici cum ai zis tu, că la grasă. Aici deja am făcut. Mai vin date jos și astea și... După aia curățenie la locul de muncă sau de desfășurare și acasă. Cam asta a fost clipul de azi. Cum v-am spus și înainte, nu mai vă zic să vă abonați. Căutați pe canalul meu și ce nu găsiți, îmi spuneți și vom, poate voi mai face vreun clip. Și pentru că nu se știe niciodată, până data viitoare, pace, iubire și Doamne ajută. Și deși am zis că e ultima, așa ceva nu puteam rata să vă arăt. Păi mă plâng că mi se cuțătul bun și nu ține la ciorică românesc. Eu cred că e de călit de mult, păi. Stai. Uite cum se face asta. Croissant francezesc la lemn românesc, prăjit pe cuțit american. Făcut la Oregon. Da, de astea n-ați văzut până acum. Noroc, fraților. Doamne ajută. Mulțumesc, Dumnezeu, care așa bună și cu gimnața faină.